Lidl susține conversațiile fain și simplu. Cum te-ai schimbat tu în ăștia 3 ani? Asta s-a întâmplat. După podcastul cu tine am rămas însărcinată. Și așa s-a născut Adrian. S-au schimbat enorm de multe lucruri. Mi-am și dat lacrimile pentru că e pentru mine un moment foarte important. Eram într-o stare de oboseală absolut îngrozitoare. Am ajuns la niște depresii puternice, chiar foarte serioase. Eram complet ieșită din mine, pe de altă parte eram tot eu. Simțeam că nu mai e nimic luminos acolo. Și ăsta a fost momentul în care am zis, e suficient, o vreme cel puțin. Ce ambiții mai ai, Adela? Recunosc că cel mai tare în momentul ăsta mă preocupă chiar relația cu copiii. Mi se pare exagerat că copilul este în centrul universului. Okay. Și noi mamele gravităm în jurul copilor. Este ceva complet anapoda. Ei țipă, da? Fac urât de tot. Și zic, eu sunt aici, te văd, te simt. Însă în sinea mea e înțelegi? Adică uneori încerc să fac prea mult în locul lor. Ori părinții mei nu au făcut asta. Eu m-am simțit în siguranță cu ei. M-am simțit văzută, nejudecată și foarte liberă. M-am vindecat, dar doar pentru că viața pur și simplu m-a ajutat. L-am întâlnit, spre exemplu, pe Radu, care este un om atât de calm, atât de bun cu mine. Radu mi-a adus 3 ani același parfum, despre care am spus că nu-mi place, și 3 ani mi l-a adus pe același. Bine, am spus că nu-mi place a treia oară. Dar bine, trebuia să vadă că sticlele sunt pline. Vezi, în familie, la noi, lucrurile sunt foarte bine împărțite. Eu sunt responsabilă cu asta și el este responsabil cu greutatea, cu ce e așezat, cu ce este sigur, statornic. El e fundație. Wow! Adela Popescu pe scena conferinței Fain și Simplu la Oradea a ridicat ștacheta foarte sus. Și ce să vedeți, ne facem casă la Șușani. Noi părinții suntem în momentul ăsta atât de axați să le creăm momente memorabile copiilor. Vrem să aibă întâlniri excepționale. Nu astea îi formează. Nu, viața asta simplă și cred că măcar în anii ăștia în care ei sunt încă foarte mici, în care totul îi se pare magic, să meargă cât mai des la țară. Ești cu fița roșie, să spunem, și mergi, mergi, mergi și la un moment dat vezi o floricică albastră, pac, o pui în coșuleț. Așa e și cu viața noastră, nu trebuie nimeni să ne dea nimic. Noi singuri, din anumite momente, noi luăm câte ceva și punem în coșulețul ăsta al nostru. Mai multe flori decât buruieni. Mulțumesc mult! Fain și simplu. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Episodul special de astăzi a fost înregistrat la întâlnirea comunității noastre pe scena Teatrului Regina Maria din Oradea. Și crede-mă că mi-aș fi dorit să fi fost și tu acolo. O știu pe Adela Popescu de atâți ani, o cunosc și în viața personală, dar așa cum s-a arătat celor prezenți la Fain și Simplu la Oradea, sigur, nu am văzut-o niciodată. Efectiv și afectiv, a fost cea mai bună versiune a ei. Un om plin de emoții, vulnerabil, dar care spune lucrurilor pe nume. O să-ți placă mult și o să te regăsești în episodul cu cea mai bună versiune a Adelei. De fapt, asta e misiunea Fain și Simplu. Nu să-ți dea rețete, reguli, canoane, ci să te inspire cu fiecare episod să reactualizezi cea mai bună versiune a ta. Iar din update-ul ăsta personal, cred că n-ar trebui să lipsească rutina cititului. Și în perioade aglomerate sau la drum, cititul poate însemna să asculți chiar și un audiobook. Personal o fac în drumurile mele, inclusiv spre conferințe, și nu doar ca să salvez timpul, ci ca să-l câștig. Sunt fan al aplicației românești Voxa, care are peste 70.000 de cărți în bibliotecă. Dacă nu o ai încă pe telefon, tabletă sau laptop, să știi că după ce o downloadezi, acum ai 7 zile în care o poți testa gratuit. E impresionantă lista de cărți pe care le poți asculta pe Voxa, de la cărți pentru copii la cele de parenting sau ficțiune și biografii. În plus, recent, pe Voxa au fost adăugate teatru radiofonic, podcasturi și chiar meditații. Recomandarea pe care ți-o fac în acest episod este să asculți audiobook-ul Femeii care iubesc prea mult, de Robin Norwood. E un manual al iubirii sănătoase. Atunci când iubirea devine sacrificiu pentru partener, ajungi să-ți ignori propriile nevoi și să tolerezi comportamente dăunătoare în numele iubirii. E o carte atât pentru femei cât și pentru bărbați, pentru că te învață un lucru esențial, cum să iubești
fără să te pierzi pe tine însuți. Cartea o poți asculta în întregime pe Voxa și o să-ți las în descrierea podcastului un link direct către audiobook, dar și către aplicație. Iar acum, pentru cei care nu au fost la conferința de Ziua Femeii de la Oradea, aveți acces gratuit la unul dintre cele mai faine dialoguri pe care le-am purtat vreodată pe o scenă. Fain și simplu. Bună ziua! Bine ați venit la Fain și Simplu, la Oradea. No, bun. Și acum așteptați-vă la o discuție între doi prieteni. Îi sunt foarte recunoscător primei invitate, pentru că e unul dintre invitații, primii mei invitați, când am dat drumul acestui proiect la Fain și Simplu. A venit fără să-mi ceară bani și explicații și a fost realmente primul episod care a devenit viral. Și cred că nu întâmplător, pentru că genul de discuție pe care am avut-o cu ea e un gen de discuție pe care îl porți cu un prieten, discuția aia autentică. Și un pic de bârfă, dar și un pic de profunzime. Nu prea multă teorie, dar și practică. Am încercat să fac portretul, chipul invitatei mele. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Adela Popescu. Auzi, Mihai! Punk! Nu prea multă profunzime, n-am prea înțeles. Nu, am zis și profunzime și... Nu, dar la un moment dat era ceva, o măsură care nu... De ce un pic de atent? Bârfă, un pic de... nu știu să zic. Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult să vă văd! Aș vrea să le identific pe cele care mi-au făcut cu mâna asta și au venit să ne îmbrățișăm. Am avut niște emoții îngrozitoare. Mie, în general, nu mi se întâmplă asta, adică nu prea am emoții. Dar acum au fost două săptămâni în care m-am perpelit pe toate părțile, să știi. E și soțul plecat de acasă? Sigur că da, este și soțul. Asta ar trebui să fie un motiv de bucurie, dar mă rog, ți-auzi ce am spus. Da, deci vezi, exact ca masculin cu feminin, masculinul în emisfera stângă, femininul în emisfera dreaptă, da. Negru și alb, da. Mireasă și naș. Nu știu. Ce a zis? Capră și țap, habar, nu știu. Capră și varză. Și țap. Și varză e tot feminin. Varza depinde dacă o faci cu ciolan. Spune-mi, te rog frumos, ce a zis Radu când i-ai trimis fotografia. Da, mi-a trimis o inimioară. Eu trimit inimioare că nu știu să spun. Și zic, nu se poate opri la asta. Și zice, cam lungă fusta. Zic, dar tu știi unde este evenimentul? Pauză. A, ok. Asta mi-a zis Radu. Mă bucur tare mult că ai acceptat până la urmă să vii, chiar dacă te-ai perpelit. Mi-am dat seama că au trecut 3 ani de la ultima noastră discuție publică, adică de la podcast. Și e un podcast pe care l-a văzut foarte mult, peste 1 milion de oameni l-au văzut. În care... Și pe mine m-a ajutat mult podcastul acela. Nu îmi spune. Chiar m-au descoperit oamenii altfel decât mă percepeau, mult mai inteligentă, mult mai profundă, lucruri pe care văd că tu-l negi. Uh-huh. Dar, realmente, pentru mine a fost într-un fel un nou început, pentru că am avut un loc în care am putut să mă exprim pe larg. În general, în emisiuni, ți se dă șansa, nu știu, să zic 10 minute, maxim 15 minute uh-huh. într-o emisiune, să poți să spui o întâmplare sau câte ceva despre tine. Ori podcastul tău, în mod special, creează așa o liniște și un confort în care poți să tragi concluzii auzindu-te. Că de foarte multe ori, că noi suntem foarte puțini cei care avem concluzii, iar cei care le avem, cu siguranță, ni se năruie când viața uh-huh. se întâmplă cu diverse. Dar în momentul în care te auzi vorbind, îți tragi singur anumite concluzii. Și eu chiar pot să spun că-s câștigată după podcastul pe care l-am avut cu tine. Să vedem ce se întâmplă după acest moment. Da, și eu cred, și am observat asta la mulți invitați, că ajung să se descopere pe ei
după un astfel de episod. Dar voiam să știu ce s-a schimbat la tine, cum te-ai schimbat tu în aceștia 3 ani? Păi cred că eram, abia născusem, a doua oară, l-aveam pe Alexandru și... Câți copii am? Deci acum 3 ani, nu, aveam 2 copii și nu eram însărcinată. Ba da, era wow! Însărcinată. Asta se întâmplă rar în istoria mea. Nu, eram, păi acum 3 ani, dacă Andrei are 5 ani, deci el avea 2 ani. Da, nu era însărcinată, așa. Rămâneam curând. Deci asta s-a întâmplat. După podcastul cu tine am rămas însărcinată. Și așa s-a născut Adrian. S-au schimbat enorm de multe lucruri. În primul rând, eu am renunțat să mai fac televiziune pentru o vreme. Și cei care mă întâlnesc îmi spun în permanență: nu, dar tu nu poți face asta, tu nu poți să te retragi, dar nu se poate, tu trebuie să faci televiziune. Dar ei nu au înțeles, și nici nu trebuie să înțeleagă nimeni, eu am înțeles, de fapt, câtă nevoie aveam să petrec timp cu copiii mei în această etapă de vârstă a lor. Când l-am născut pe Alexandru, el avea 2 luni și m-am întors la emisiune. Îmi amintesc că lăsam lăptic acasă în timpul emisiunii. De asemenea, mamele care au copilaj mici sau care au avut, știu la ce mă refer. Mă întorceam cât mai repede să petrec timp cu el. După ce l-am născut pe Andrei, la 7 luni, m-am întors la emisiune. Și a fost foarte bine, pentru că eu cred că relațiile sociale, mai ales dacă sunt sănătoase și bune, te fac să depășești tot felul de momente grele. Adică cred că poate și depresia postnatală poate să nu mai existe dacă oamenii ar avea viață socială. Acum nu spun că ar trebui serviciu ca al meu în fiecare zi, dar ar trebui să iasă, ar trebui să aibă întâlniri. Cred foarte mult în, apropo de energie, în energia dintre oameni și că ea este vindecătoare. Însă după ce l-am născut pe al treilea copil, n-a trebuit să fie ceva așa, un declic major. Pur și simplu veneam de la emisiune, mă așezam lângă ei, urmam sfaturile tuturor terapeuților și specialiștilor. Din și emisiune? Din emisiune, bineînțeles, și din alte materiale, nu știu, podcast-uri sau ce citeam. Mă așezam în genunchi lângă ei să mă joc și tot ce-mi doream este să mă întind și să mă culc. Deci nu e glumă. Eram într-o stare de oboseală absolut îngrozitoare. Să-ți imaginezi așa ca un pahar de apă, în care cu fiecare zi în care munceam și nu mă odihneam suficient și eram în lăuzie și, nu știu, aveam diverse supărări, torne așa câte o picătură de cerneală într-un pahar cu apă, până când la un moment dat el devine tot cerneală. Și asta simțeam că nu mai e nimic luminos acolo. Și ăsta a fost momentul în care am zis, e suficient o vreme cel puțin. Și tare bine mie acum. Adică, pe de altă parte, e adevărat și că eu resimt oboseala unui om care are 20 și ceva de ani de muncă intensă. Și mie nu-mi vine să cred că mă trezesc dimineața, duc copiii la școală, să spunem. Bine, nu vă gândiți că le fac, eu mi-imaginam, o să mă trezesc dimineața, o să le fac omlete, o să le fac pancakes. Ce? Nu există așa ceva. Le pun ceva pe pâine, pam, pam. Iar când i-am urcat pe toți 3 în mașină, deci atenție, treziți, dușați, cum ar veni, mă rog, dușească, îi spăl seara, o dată pe săptămână la 3 copii, nu-i mai spele așa de des? Așa. Îi aranjez, îi îmbrac, atenție că nu e uniform, e complicat, că fiecare copil are personalitate, vrea așa, vrea așa, îl vede pe celălalt, vrea și el. Le deschid ușa, primul pas e că au ieșit din casă. Al doilea pas e că deschid ușa la mașină și au intrat în mașină. Deci eu îmi imaginez o imagine în care fac așa, pam, și am îndesat în mașină și când urc, îmi vine să zic, Evrica! Asta în fiecare zi a vieții mele. Deci avem așa cam jumătate de oră în care eu sunt o mamă extraordinară, altfel să știți. Deci lucrurile nu sunt așa cum mi-am imaginat, dar sunt valoroase și ele există și eu le voi avea în amintirea mea și cel mai probabil, în amintirea lor, eu voi exista așa cum ar trebui să existe mama în amintirea unui copil. Și asta e mai important decât ce-mi voi aminti eu despre această perioadă. Ce-mi place mie e că te-ai ținut de cuvânt. Am mă reascultat pregătindu-mă, că m-am și pregătit pentru conferința de asta. Să știi. Deși salvez bine aparențele și am părut dezinteresat. Și eu. Și am zis că o să iasă din talent, din talentul tău. Mă subestimezi sau mă supraestimezi, depinde, că nu prea știu. Astăzi ești ba așa, ba așa. Te-ai ținut de cuvânt, pentru că mi-ai spus acum 3 ani că tu ai avut tot succesul din lume.
Și da. Când nu mai ai ambiția asta? Da. Dar încă nu renunțasei la televiziunea asta zilnică, la proiectele astea care te-au umplut picătură cu picătură. Și mi se pare foarte fain, știi, să cred că zicând-o neintenționat, nu mai am ambiția asta. Dar ce ambiții mai ai, Adela? Ca de ambițioasă, știu că ești ambițioasă. Recunosc că cel mai tare în momentul ăsta mă preocupă chiar relația cu copiii, pentru că, așa cum spune toată lumea, anii aceștia sunt cei mai importanți. Însă cel mai tare încerc să fac, să-mi creez momente în care să-mi amintesc cum mi-a fost mie copil. Că mi se pare că să mă pun eu în situația, cred că este și un exercițiu de la actor, este pui în situația aceea, asta te ajută cel mai mult să înțelegi anumite lucruri. Și m-am gândit ce a funcționat la mine din ceea ce au făcut părinții mei, din copilăria mea, din contextul pe care mi l-au creat. Uite, spre exemplu, pe mine părinții niciodată nu m-au criticat din niciun punct de vedere. Eu nu mi-amintesc nici să-mi spună că sunt foarte frumoasă, evident, dar nici nu mi-au spus că nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia. Pur și simplu, parcă nu eram sub... Nu știu cum să spun. Acum, eu uneori, cu copiii mei, îmi doresc să controlez tot. Chiar și ora de somn, ora la care trebuie să mănânce, emoțiile lor. Da, eu sunt aici, lângă, mă așez în genunchi și spun, ei țipă, da, fac urât de tot. Și zic, eu sunt aici, te văd, te simt. Însă în sinea mea e Înțelegi? Adică uneori încerc să fac prea mult în locul lor. Ori părinții mei nu au făcut asta. Părinții mei mi-au creat așa un teren în care eu am simțit siguranță, că asta este foarte important, adică eu m-am simțit în siguranță cu ei, m-am simțit văzută, nejudecată și foarte liberă. Și o altă lecție pe care am primit-o de la ei, de asta e și din ce am văzut, dar și din ce mi-au spus, cred că ăsta a fost singurul lucru pe care mi-l spuneau și mi-l repetau, era că relațiile cu oamenii sunt foarte importante. Relațiile cu oamenii sunt foarte importante. Știi că de regulă noi în ultimul timp avem sentimentul și suntem îndemnați să ne centrăm pe noi. Noi suntem cei mai importanți. Și nu zic că nu. Dar nu există domeniu în viața noastră, o zonă care să nu implice relația cu altcineva. Ori dacă tu nu ai capacitatea, nu ai darul, nu ai exercițiu de a crea relații armonioase cu oamenii, vei avea o viață nefericită. Cred foarte tare în lucrul ăsta. Și dacă iarăși ar fi să mai vorbesc despre o lecție pe care am deprins-o, a fost că eu am capacitatea de adaptabilitate foarte ridicată. Și asta mi se pare că este foarte util și în relația de cuplu. Că ni se întâmplă deseori să fim întrebați, știu că ți-e pe limbă această întrebare, și cum reușiți voi, familia, care să... Da? Nu? Bine atunci. Îți spun eu oricum. Nu că știu. Sunt întrebată adesea, cum reușiți voi cu trei copii să aveți totuși și să aveți meserile astea frumoase și să reușiți să fiți împreună, o familie unită. Și în ceea ce mă privește, nu vorbesc în numele lui Radu, este această putere de adaptabilitate la situație, la om, la moment, să înțelegi ce și cum trebuie să faci. Iar asta nu se deprinde decât atunci când, în copilărie, din punctul meu de vedere, ești foarte liber. Când te referi la capacitatea asta de adaptare, te referi la tine, nu la Radu. Eu trebuie să mă dau după el, credeți-mă. Noi am venit cu proporțiile așa. Ne-am întâlnit într-un moment în care amândoi ne-am dorit foarte tare o familie, deci timingul e foarte important atunci când îți clădești o familie. Aveam ca scop comun acest lucru. O familie și o relație frumoasă. El continuă să pună pe piedestal lucrul ăsta, pe când la mine în ecuație a intrat această putere de a jongla printre situații, de a înțelege când trebuie să-l las în pace, de a respecta momentul copiilor în care sunt nervoși și nu au chef de dialog. El este un pic mai rigid. Adică Radu dintre noi doi, el este cel care pune limite, care este foarte fricos. Adică dacă, de exemplu, copilul nostru este pe un perete în spate, el este la un centimetru de el, eu mă întorc cu spatele, pentru că eu cred foarte tare că Radu ceva îl protejează pe copilul meu. Radu are și o bunică unguraică.
și eu am avut o bună, nu știu dacă Elon că o chema. Și pe bunica lui Radu. Dar nu asta. Era ea? De-aia vă înțelegeți bunica voi bine? Bunica lui Radu să fi fost bona mea. Nu, părinții mei nu-și permiteau atât de multe. Nu, am avut o femeie cu care stăteam când părinții mei erau la muncă și rigiditatea asta, adică chestia asta, regulile, da, veneau din educația asta. Ai dreptate, așa spune și el. Numai că vezi tu, se spune că ce vedem în familie așa ajungem sau ne influențează foarte tare, desigur, imaginile pe care le vedem în copilărie și sunt de acord cu tine până într-un punct. Spre exemplu, în familia lui Radu, că tot l-ai dat pe exemplu, părinții fumau. Și zic, păi normal că fumezi, că părinții fumau. Da, doar că fratele lui nu fumează. Adică tot timpul există două ieșiri dintr-o situație, cum ar veni. Da? Eu spuneam, uite, noi, eu și frații mei nu fumăm pentru că părinții mei niciunul n-au fumat. Nu? Așa îi spune. Dar în cazul lui ce facem? Știi? Adică se supraestimează puțin și rolul nostru de părinți, că mi se pare că punem prea multă presiune pe noi. Mi se pare că prea mult trebuie să fake-uim cine suntem ca să le dăm un exemplu bun. Dar ar trebui să înțelegem, cred că ai noștri copii chiar au drumul lor. Viața li se întâmplă pur și simplu. Li se întâmplă indiferent ce am încercat noi să facem. Și cred că e mult mai important să dezvolți în ei capacitatea asta de adaptabilitate. Nu crezi? Ce bine ne înțelegem. Da, știu. Extraordinară de la. Nu, dar nu crezi? Poate mai facem podcasturi împreună. Să vedem cum mă prezinți, cum. În ce oraș aici la Oradea mi-a plăcut. Mi-a plăcut și hotelul și balconul, foarte frumos. Nu, dar până acum ai fost foarte mult pe profunzime, adică am vrut să-ți demonstrez că te înșeli în privința mea. Hai să ne întoarcem în viața reală. N-am vrut să te întreb cum vă descurcați cu trei copii. Am vrut să te întreb cum faci față la asta? Vai, săraca de la rămas acasă, l-ai plecat în Thailanda și filmează cu ispitele. Nu, dar săraca și el a rămas acasă cu trei copii. Da, însă și el este năpăstuit. Deci eu când îl sun pe Radu și zic, ce faci, iubire? Și el zice... Și zic că... Adică mai exact, tu unde și ce faci? Păi da, sunt aici pe plajă. Mi-este atât de dor de voi. Deci cam așa ni se întâmplă. Chiar a fost un moment foarte frumos într-o seară în care copiii mici fiind și-au dorit să-i culc eu. De cele mai multe ori așa se întâmplă, își doresc să-i culc eu. Și Radu și-a pus un pahar de vin, a creat așa o atmosferă la noi în living, la masa albă, rotundă, și eu am urcat cu copiii. Și încercați doar să vă imaginați că nu e... Opa, stăți, că... Da, eram întinsă pe spate, pe cel mic încă l-alăptam, și el era așa la brațul meu, alăptat, cu mâna dreaptă îl râcăiam în păr pe un copil, iar cu mâna stângă făceam ceva cu piciorul altul. Timp în care, pentru că ei sunt la vârste diferite, dar cumva apropiate, e foarte greu ca părinte să faci switch-ul în care, băi, copilul lui ăsta mare ar trebui să-i citesc în engleză, că e la vârsta la care ar trebui să-i citesc în engleză, dar ăsta mic săracul nu înțelege, m-a întrebat, mama, te întorci ieri? Deci nu am cum să le citesc aceleași lucruri. Și atunci trebuia cumva pe unul să-l sacrific. Ăsta mi nu mai zicea nimic. Și în fine, m-am chinuit și așa, dar abia așteptam momentul acela în care am să cobor și o să beau cu soțul meu un pahar de vin și vai cât de frumos o să fie și el o să zică, mă, iubita mea, tu ești extraordinar. Și în fine, cu părul așa, cu mușchi, vă dați seama, mai regurgita copilul, frumos. Am coborât și coboram așa scările și îl văd pe Radu în fața mesei. Mă simt atât de singur. Măi, Mihai! Deci eu am crezut că l-omor pe cuvântul meu. Deci eu eram distrusă, efectiv distrusă. Și el se simțea atât de singur. Și am zis, de mâine, băiatule, nu te vei mai simți singur nicio seară. Căci îi vei culca tu. Nu s-a întâmplat asta. Dar ca idee, care era întrebarea, că nu mai știu. Stai că mi-am venit acum o altă... Dar crezi că... Crezi că noi avem un felul ăsta? Acum, sigur, femeia... Voi bărbații? E mai degrabă egală sacrificiului. Da, da. Sacrificiu feminin. Asta, simplu, da. Eu nu știu arhetipuri de sacrificiu masculin. Există eroi... Nu, dar cu arhetipuri, că nu-s pregătită pe subiect. O discuție profundă nu putem să avem. Asta zic. Și...
Crezi că noi avem arhetipul ăsta al victimizării? Al victimei, al bărbații mai degrabă? Să știi că... Cum? Maxim, nu? Doamne, am 4 bărbați în casă. Și voi vă dați seama că ei sunt ăia supărați mereu? Nu, dar mi-a spus Cabral că am povestit această întâmplare, că și el se plângea, că soția era Andreea gravidă sau născuse, nu știu, și că bă, că voi vă schimbați, că nu știu cum. Și îi povestesc această întâmplare și îi spun, și Radu a spus că se simte singur și l-a zis, pentru că chiar se simte. Solidaritate masculină, chiar se simte, da. Nu, acum glumă, probabil că sunt tați foarte, sunt bărbați care se nasc să fie tați. Eu despre Radu n-aș putea să spun neapărat lucrul ăsta. El este... Nu, haideți, nu vă priviți. El este un tată foarte bun, dar chiar cred că dacă ar fi să punem pe o scară superioară sau inferioară, pe scara superioară ar fi relația cu mine. Adică el prețuiește mult mai mult conexiunea dintre noi decât ce au copii. Spre exemplu, el ar pleca oricând cu mine într-o vacanță decât să ia și copii. Știi ce zic? Nu, vorbesc serios. Adică el real consideră că relația dintre noi este cea mai importantă și... În teorie cred și eu asta. Am văzut ieri contul unei influencerițe. Avea o postare în care era un manifest ăsta în care spunea luați copiii cu voi în vacanțe. De ce? Eu i-am luat. Sau întrebarea nu, e de ceva, ce? Nu lăsați copiii acasă. Da, bine, nu vorbim acum de extreme. Noi călătorim cu copiii, noi am luat încă mult. Noi călătorim foarte mult copii și i-am luat încă de când sunt foarte mici, dar să vă spun că săptămâna viitoare plec la soț, 9 zile fără copii. Așa că m-am trezit. Nu, eu pot să fiu de acord cu această afirmație. De fiecare dată copiii când s-au întors din vacanțe au făcut niște salturi foarte mari din toate punctele de vedere. Dacă era în etapa de a merge, cu siguranță după vacanța aceea au mers sau au vorbit mai bine sau din punct de vedere emoțional erau mai bine după vacanță. Dar asta pentru că ei prind versiunea noastră cea mai bună. Noi în vacanță suntem relaxați. Adică eu cred că dacă noi am fi cu ei la țară, am plecat undeva la țară și am fi la fel de relaxați și conectați cu ei, eu cred că rezultatele ar fi aceleași. Deci ăsta e un motiv pentru care ar trebui să mergi cu copiii în vacanță. Pe de altă parte, faptul că eu nu am plecat în vacanță când eram mic, în afară de... La noi în țară, desigur, așa cum mi s-a întâmplat tuturor. La Felix. A creat... La Felix? N-am fost la Felix. Nu, nu. Păcat. La Năvodari. La... Băi, coile astea. Faptul că nu am vizitat, nu am ieșit în afara țării când eram mică, mi-a creat mie o așteptare în următoarea etapă a vieții. Ori dacă eu mi-o consumam mică, nu-mi dau seama dacă aș mai fi avut același extaz atunci când călătoresc. Deci nu știu, nu știu de fapt cum e mai bine. Extaz pe care l-ai avut și când am ajuns la Oradea. Dar chiar l-am avut. Ce, nu l-am avut? Ba da, cum nu l-ai avut? Da. Dar se vede și de pe contul tău de, nu, da, chiar am, de Instagram. Chiar sunteți foarte fericiți că locuiți aici. Mi se pare un oraș absolut minunat și chiar minunat. Minunat din... Minunat! Nu știu cum să zic. A zis Adela Popescu din Voluntari. De la Șușani, hai să... Nici nu știu cu ce să continui. Dar pe de altă parte, ok, noi bărbații ne victimizăm și pot fi de acord cu tine. Dar atâta grijă cât are bărbatul ăsta de tine, rar am văzut, nu că e prietenul meu. Este. Astăzi m-a sunat, pregăteam chiar interviul ăsta cu tine, m-a sunat din Thailanda să spună că dacă s-a întâmplat ceva cu Adela, pentru că nu îi răspunde la telefon. Zic, probabil doarme. Da! Păi cât e la voi ceasul? 10:30. Păi la ora asta? Voi vă dați seama? Ce anume? Exact! Deci dormeam. Dormeam când te-am văzut la ușă, Gabriela. Nu m-am bucurat. Adică singurul lucru pe care l-am putut face pentru Radu, când mi-a zis du-te la ea la ușă și bate. Zic, cam cum să bat eu la ușă la soția ta? Și am chemat pe Gabriela din oraș. Sărat. Să urce să bată la ușă la tine ca Radu să fie liniștit în Thailanda, da, pe insulă. Da, iubitul de la acolo unde era atât de stresat. Știu, știu. Da, nu. Dar noi chiar trebuie să-i creăm toate condițiile. Glumesc acum. Da. Nu, el este... Nu, acum nu glumesc și nu s-a... Că m-a întrebat ce s-a schimbat de la întâlnirea noastră de acum 3 ani. Lucrul ăsta nu s-a schimbat. Realmente eu mă simt atât de puternică și atât de în cont... Aș spune la prima mână în controlul vieții mele, că nu sunt. Nu suntem niciunii în controlul vieții noastre. Pentru că el
tot timpul îmi spune că eu pot, eu o să fac, eu o să reușesc, eu sunt minunată și lucrul ăsta mă face să prind aripi. Dar ce mă doare cel mai tare e că nu reușește să fac asta cu copiii. Cu copiii e foarte panicos. Nu, Alexandru, te rog, nu te așeza. Bă, Andrei, vezi, vine! Deci numai așa, noi când ieșim în parc, îi spun, du-te liniștit. Am fost acum singură cu toți trei copii în parc, în Herăstrău. Seara. I-am povestit o zi frumoasă, i-am dat o roată mare, i-am dat, nu știu ce, leagăne, întiribombă. Uite ce se întâmplă, eu cred că nu ai procedat corect. Eu împărtășeam un moment de fericire cu copiii. Zice, te-ai expus la niște pericole inutile. Zic, adică ce? Tu îți dai seama că o singură piuliță, dacă pica de la mountain rusul ăla, vorbeam acum de o tragedie. Nu, deci asta... Și probabil că s-a gândit și la mine că am murit în somn, nu? Sau ce, oare, la ce s-a gândit? La ce s-a fi gândit? N-a verbalizat asta, dar... Nu. Ai putea să-l întrebi. Sper să nu, da. Uite, am citit un interviu cu Radu, care te descria foarte frumos. A zis că o iubesc pe Adela pentru că râde și pentru că râde când plânge. Nu înțeleg. Nu, înțeleg. Eu... Treci mai ușor. Nu. Eu sunt o norocoasă în viața mea. Din fericire n-am avut parte de evenimente neplăcute majore. Am trecut desigur prin decesul bunicilor mei, care sunt evenimente marcante, dar cumva simți că e în firea lucrurilor se întâmplă așa, adică le accepti. Dar alte lucruri cumplite nu mi s-au întâmplat și pentru asta sunt foarte recunoscătoare. În schimb, ce am eu, am așa ca un fel de exercițiu al fericirii, știu că sună mult, în sensul că mie nu-mi trebuie mult să mă faci fericită. Adică sunt oameni care, de exemplu, dacă noi mergem, rezervăm o cameră de hotel și intrăm în camera de hotel unde poate că baie miroase ciudat sau mocheta are niște pete, însă dacă am deschis geamul și am văzut un balcon frumos cu un view frumos, zic, wow, ce frumos e de aici! Radu vede balconul, wow, ce frumos este aici pe aici. Băi, dar mocheta asta nu se poate așa. Știi? Adică eu am acest exercițiu. Pe mine mă poți face fericită foarte ușor. Mama mi-a și zis, mamă, femeia, și n-am ascultat-o, trebuie să nu se mulțumească ușor și cu puțin. Și am zis, adică ce vrei să spui cu asta? Că mie orice mi-aduce, mie Radu mi-a adus 3 ani același parfum, despre care am spus că nu-mi place, și 3 ani mi l-a adus pe același. Bine, am spus că nu-mi place a treia oară. Dar bine, trebuia să vadă că sticlele spline, adică nu. Așa, și mama zice, dacă, de exemplu, tu spui, mie îmi plac lalelele mov, care se găsesc doar în Norvegia, dau un exemplu. Culmea, bărbatului va plăcea această cursă pentru a-i face rost de lalelele mov. Se va simți el bine. Cumva are sens ce spune, dar nu-s așa. Adică pe mine chiar mă poți face fericită foarte ușor. El este atât de... El e cumva... S-a mai schimbat, dar la început era cumva în extrema cealaltă atât de tare, încât dacă veneam într-un loc și îl vedeam, el e foarte sincer, Radu este un om foarte sincer, la el nu există prietenii de fațadă, nu există să joace fericirea sau... Nu, deci la el nu există. Dacă e supărat, e supărat, dacă e morocănos, e morocănos, dacă e fericit, e fericit. Și dacă ajungeam într-un loc la un eveniment și el îl vedeam, că nu e nici foarte... Nu e un tip care se bucură așa de mulțim, nu se simte în largul lui... Și îl vedeam așa trist, eu începeam, ha, 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 începeam să-l distrez ca să cumva să-i preiau din starea lui și să-i o schimb. Adică mie mi se pare că, vezi, în familie la noi lucrurile sunt foarte bine împărțite. Eu sunt responsabilă cu asta și el este responsabil cu greutatea, cu ce e așezat, cu ce este sigur, cu ce este greu și, nu știu cum să zic, statornic. Știi? Fundația. El e fundație. Wow. Hai, lasă. Adela Popescu pe scena conferinței Fain și Simplu la Oradea a ridicat ștacheta foarte sus. Nu știu ce le ziceți zicând când ajungeți acasă, dar... aproape de pământ. Minim asta trebuie să le ziceți. Ești fundație. Acum și fundațiile astea... Și mi se pare că... Tu mai ai ceva, tu ești unul dintre oamenii, apropo de adaptabilitate, dar mai ai ceva, te autoreglezi.
ești unul dintre oamenii care nu că n-au nevoie, dar nu-i musai să vadă un psihoterapeut ca să știe cum stă în viața asta și pentru a trece peste niște lucruri. Ai în tine autoreglajul ăsta foarte, foarte bine dezvoltat. Te-ai dezvoltat sănătos și ai homeostazia asta, nu așa se zice. Când nu știu, Mihai. Putem să ne reglăm singuri, știi? Asta este un subiect la care chiar eu m-am gândit de foarte multe ori, pentru că nici eu nu știu exact ce părere am în general despre acest subiect. În sensul că nu mă pot lua și nu mă pot da pe mine drept exemplu, pentru că, așa cum ți-am spus, nu am trecut prin niște evenimente traumatice care să mă depășească. Și atunci e nedrept să spun eu am reușit singură. Pentru că eu cred că mare lucru n-a fost de lucrat. Pe de altă parte, ce e trauma? Trauma e felul în care tu percepi un lucru, nu? Spre exemplu, m-am întrebat mult timp de ce mi-e frică să dorm. Eu sunt un om foarte echilibrat, mi-e frică să zbor, nu pot să dorm singură, nu pot să merg noaptea singură, dar altfel sunt foarte echilibrată. Dar m-am întrebat de ce am teama asta și mi-am amintit, cu ajutorul mamei și a tatălui meu, de un episod pe care îl uitasem de când eram foarte mică, în care tatăl meu a vrut să facă o glumă și a pus o mască de monstru pe chip și pe semi-întuneric, așa, la culcare, a vrut să facă o glumă. A băgat capul și a făcut... M-am speriat atât de tare că am uitat evenimentul, adică a fost... Am plâns, am tremurat, a fost îngrozitor. Mi-am amintit când ei și-au amintit, nu știu cum să spun. Uh-huh. Și atunci eu pot să mă gândesc că de atunci... Dar o singură dată a făcut asta? Slavă cerului! Dar ce crezi că în fiecare să în loc de noapte bună? Nu, odată. Că mi se pare că uneori noi părinții... Faceți niște prostii. Da, facem niște glume foarte, foarte, foarte proaste. Da. Proaste. Uite cum e, da. Am văzut săptămâna asta, tâmpenia asta cu... După aia am înțeles că e un challenge pe TikTok, în care... Asta cu ou. Da, mă, sparge ou de fruntea copilului. Da. N-ați văzut-o? Și nu asta e îngrijorător. Îngrijorător este faptul că, deși copilul ăla, dacă oprești filmarea, vezi că este terifiat, pur și simplu. Dar cred că e doar speriat. Da, adică de fața aia terifiată. Și problema este cum îl conține părintele pe copil după aceea, pentru că toți încep să râdă. Mamă, ce glumă bună am făcut. Păi s-ar putea asta să fie salvarea reală. În momentul în care tu îi spui copilului că a fost o glumă, în momentul în care tu ca părinte începi să plângi, spui, opa, stai puțin, deci a fost ceva foarte nasol, a fost ceva îngrozitor. Adică e posibil și asta, știi? Nu-l invalidezi pe copil în momentul, adică... Ce invalidezi? Frica, teama de... Păi știi câți copii ori să-i dea cu ouă în cap? Adică trebuie să se obișnească. Poate la voi, la băieți, nu știu, la fete nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu? Nu. N-au jocuri de astea. N-au jocuri de astea. Dar nu știu, da, posibil să ai și tu dreptate. Nu am o părere pe subiectul ăsta. Însă eu am avut momente dificile în sensul că, dar nu din copilărie pornite, am avut perioade în care, filmând foarte mult la Buftea și nu mai știam cine-s eu, cine-i personajul, și pentru că filmam non-stop, adică au fost 15 ani, să zic, în care am filmat în fiecare zi diverse personaje, Doamne, situații fiește. Și de regulă majoritatea dramatice, că personajele principale trec prin drame. Am plâns foarte mult, a trebuit să-i spun minții mele, creierului meu, sufletului meu, că trece prin niște tragedii ca să ajungă la o anumită stare. Și pe care, de consecință, am ajuns la niște depresii puternice, chiar foarte serioase. Pentru că acolo erai complet ieșită din tine, adică erai... Eram complet ieșită din mine, pe de altă parte eram tot eu, că ești... tu cu sufletul tău acolo, adică ești tu cu lacrimile tale, ești tu cu memoria ta afectivă, adică în general, ca să plângi, te raportezi la un eveniment similar din viața ta și încerci să recreezi acel moment, ca exact. Să fii cât mai credibil. Și eu făceam asta foarte des, nici focus în școală, nu știam cum să mă protejez, în fine, adică nu terminasem încă un ATC-ul. Și atunci am trecut printr-o perioadă foarte... foarte dificilă și am mers de două ori la terapie, am renunțat, m-am vindecat, adică acum am depășit cu bine acea etapă, dar doar pentru că viața pur și simplu m-a ajutat.
cu tot ce mi-a oferit, cu oamenii pe care i-am întâlnit. L-am întâlnit, spre exemplu, pe Radu, care este un om atât de calm, atât de bun cu mine. Adică prezența lui m-a mângâiat mai mult decât ce aș fi putut povesti la... Așa am simțit atunci, eu nu spun că a fost corect sau nu și poate că procesul a fost mai lung. Dar eu am depășit cu bine fără ajutor. Dar încă o dată spun, nu mă dau de exemplu că sunt anumite situații pe care chiar cred că doar un specialist te poate ajuta să le depășești. Se spune că mulți trăiesc și trec prin viața asta fără ajutorul unui psiholog, fără să intre foarte mult în profunzim, pentru că pur și simplu își ascund unele lucruri. Dar tu nu ești genul ăsta de persoană, tu ești o persoană preocupată de tine, adică a intrat în profunzimile tale și totuși mi se pare că ai armele astea de, sau uneltele, nu armele, de autoreglare, ceea ce este foarte fain. Pe mine mă ajută foarte mult relațiile cu oamenii, încă o dată spun. Vorbesc foarte serios. Pur și simplu, este un moment, sau un exemplu absolut banal. Astăzi îmi tremurau palmele, aveam emoții foarte mari și mie nu mi se întâmplă asta, că tu știi. Și eram acolo pe balcon și la un moment dat am ieșit afară și o doamnă din piață sau mai multe mi-a făcut cu mâna, m-au văzut, m-au zărit. În clipa aia eu am preluat starea de fericire și de confident așa, încât atunci totul s-a schimbat. Dar vezi, relația cu oamenii. Și cine spune că în mod normal zici, da mă, dar nu trebuie să-i mulțumești pe ceilalți, că asta nu este corect. Sigur, într-o anumită măsură sunt de acord. Dar ce este rău în a-i face pe ceilalți să se simtă bine sau în a fi bun cu ei, în a fi drăguț cu niște oameni? Spre exemplu, am avut momente în care și eu am, nu știu, apărea o colegă și mi se părea mie că e într-un anumit fel și că pune în pericol poziția mea. Și noaptea, mintea mea croșetea tot felul de scenarii, mi-o imaginam în toate felurile, și mai bună, și mai frumoasă, și mai deșteaptă, și mai... Și cel mai bun exercițiu pe care l-am făcut din momentul acela și a funcționat de fiecare dată a fost să vorbesc cu persoana respectivă. Și când vorbești cu omul respectiv, înțelegi că este la fel ca tine, vulnerabil, cu o grămadă de nesiguranțe. Unii poate nu afișează asta, dar tu îl vezi. Și în momentul ăla îți dai seama că tu ești unic. Tu ești efectiv unic. Nu are omul acela cum să fie în locul tău, că tu ești unic. Tu ești tu. Și se dădeau casting-ul dată în Buftea pentru un serial pentru Aniela și Ana Ciontea, o actriță la Teatrul Național, nu fusese chemată la acest casting, deși alți actori din serialele precedente fuseseră chemați. Și zic, Ana, tu ce părere ai despre asta? Și a zice, Adela, sunt locuri și situații de care noi nu mai aparținem. Nu mai avem loc. Imaginează-ți un glob în care tu simți să te înalți, să ieși din el. Da? Dar nu poți tu cu puterea ta. Și atunci se nasc niște situații care să te determine să ieși din acel glob. Dacă am putea să vedem fiecare moment neplăcut din viața noastră ca pe oportunitate, eu cred că ar fi grozav. Dar ăsta este un exercițiu foarte greu. Cel mai greu. Profund, nu? Îi transpirau palmele de emoție. Pentru că prima oară când i-am făcut invitația asta, oricum nu m-a luat în serios. După aia, când am zis că vorbim luni ca să-i lansez invitația oficială, nu mi-a răspuns la telefon. După aia am zis că o las, că poate are sindromul post-traumatic al soției lăsată de soț. Da. Singură cu copii și am dat un WhatsApp marți. Și m-a lăsat pe sin până miercuri. Așa și e, nu? Noi trebuia să dăm afișul la printat, să anunțăm evenimentul și Adela nu mai răspundea. De asta avea emoții. Aveam emoții. Pentru că mi-a zis, dar ce o să vorbești tu cu? Ce să zic eu la conferință? Da, eu am văzut conferințele tale, la una am și participat. Și chiar pe scenă au fost umități și chiar oameni de la care... De ce râzi? E adevărat. Chiar este adevărat. Și... Dar mi se pare că și tu ești o somitate. Adică fiecare putem nu, să deci fim... Deci te rog frumos să nu faci de-astea cu mine, ok? Da. Vă place de Adela? Ai, măi, hai pe cu... Da. Asta e validarea de care aveai nevoie?
Nu, Mihai, nu, nu e asta, nu. Mie mi se pare că trebuie și să fii cumva ancorat în realitate. Hai să mai în vorbim. Viața asta și să știi. Hai să mai vorbim despre încă ceva ești. Terapeutic. Cu mine? Da, vreau împreună cu tine să lansăm un manifest de normalizare a bârfei. Asta nu mi-ai spus. Pentru că eu cred că bârfa este foarte sănătoasă. Apropo de reglarea asta pe care o faci tu cu tine, da? Te autoreglezi, după care te reglezi în relațiile cu oamenii și reglezi relațiile cu oamenii, cum ai zis mai devreme. Mie mi se pare că bârfa, în primul rând științific, bârfa în momentul în care te așezi cu cineva și bârfești, că nu trebuie să te așezi să faci ceva tot timpul, ci pur și simplu să fii cu omul ăla. Și evident că mai vine și pisma bârfei. Da. În primul rând că se secretă oxitocină și serotonină. S-a demonstrat asta? S-a demonstrat științific și să le spui și prietenilor tale liber. De aia suntem noi așa de fericite mereu când ne întâlnim. În plus, este un instrument vechi de când lumea și de când relațiile interumane, prin care se stabilesc relații de încredere. Sau, din potrivă... Sunt teste, de fapt. Sunt teste de încredere... De acord. Între oameni. Între oameni. Între cei cărora le încredințezi o bârfă. Înțeleg ce spui. Exact. Da, e adevărat asta. Sunt perfect de acord cu tine. Eu și Radu, dacă ar fi să spunem, bârfim foarte mult seara, chiar... A, voi doi? Noi doi. Okay. Nu, noi doi. Chiar povestim enorm de mult. Nu știi tu ce... M-a întrebat și Mihai și Gabriela la ora... Deci nu, noi facem asta și eu și cu prietenele mele, dar eu cred că există o măsură a lucrurilor. Evident. Cred că bârfa nu trebuie să influențeze părerea celorlalți despre anumiți oameni. Pentru că noi avem capacitatea de a crea niște contexte foarte nefericite pentru oameni, mm-hmm. dacă noi îi manipulăm pe ceilalți. Spre exemplu, dacă într-o echipă vine un om nou, și eu simt așa, poate, nu știu, simt o mică emoție că mi-ar pune în pericol poziția și așa mai departe, eu cu mici bârfe nevinovate pot să-i fac pe toți ceilalți să se poarte foarte urât cu persoana asta. În felul ăla nici nu-i mai văd calitățile, nu-i mai văd frumusețea, pentru că el vine deja pe un teren care e pervertit, să spun. Uh-huh. Deci bârfa trebuie să rămână acolo într-un cerc restrâns, după ce ți-ai identificat oamenii de încredere, așa cum spuneai tu, și să știi că ești stăpânul a ceea ce nu spui, să nu uităm asta niciodată, și sclavul a ceea ce ai scos pe gură. Mi se pare că e o dovadă de inteligență emoțională foarte înaltă, să știi cu cine bârfești. E adevărat. Și ce bârfești cu... În principiu, la vârsta noastră, ar cam trebui să știm ce oameni avem în jur. Crezi că doar femeile bârfesc? Asta e... Nu. Doamne, nu, nu. Și voi bârfiți enorm. Nu, Mihai? Da. Hai că nu e nicio rușine. Nu, da, sunt, recunosc. Da, mie mi se pare că și bărbat. Eu tocmai ce ți-am spus că bârfesc un bărbat. Știi și tu? Știi și tu o bârfă bună din lumea vedetelor? Pot să vă spun ce sex are al patrulea copil al Laurei Cosoi. Oh. Nu, că este prietena mea și nu am să vă spun. Dar n-a anunțat încă? N-a anunțat. Iar are 3 fete. Sigur e băiat, ai zis. Este prietene, nu cred. Dar vezi, nu există relația asta de bârfă. Dar uite, apropo de asta, mie mi se pare foarte periculos sau să bârfești oameni care au poziții de-astea publice. Uh-huh. Pentru că imaginea noastră de cele mai multe ori este formată din bârfe. Și atunci mi-e miza foarte mare acolo. Ai avut vreodată de pierdut? Cam din cauza sau bârfelor, că în lumea asta televiziunii, a showbiz-ului, serial și tot ce ai făcut, bănuiesc că bârfele au, există un circuit al bârfelor. Ai avut vreodată de pierdut eu din cauza asta? Eu sunt genul de om care, dacă sunt într-o toaletă în care vin două fete și văd că încep să vorbească despre mine, eu am ieșit să vadă că sunt acolo pentru că nu vreau să aud. Mie mi se pare că în momentul în care tu ai auzit un lucru rău despre tine, abia în momentul acela te afectează. Eu te-am auzit pe tine mai devreme cum povesteai de săptămâna grea prin care ai trecut. Am avut mai mult de o săptămână cu un serial care nu mergea, în fine, și apăruseră niște articole foarte urâte despre mine, incluzând, desigur, numele meu, că așa se numea și
serialul, mă rog, se numea Aniela, dar pentru că eu eram Aniela, practic Adela nu mai vinde sau nu mai face audiență sau nu mai știu cum era. Și am fost, Doamne, nu pot să spun cât de tare m-a durut și cu o sete citeam toate mesajele, deși simțeam că îmi fac rău. Și am avut un moment de luciditate, asta apropo că s-ar putea să-ți dau dreptate, că știu cumva care sunt mecanismele care mă protejează, în care am zis, stop, pac! Am sunat-o pe maică mea, am sunat pe frați, pe toți cei apropiați mine, prieteni, și le-am spus, din acest moment, nu-mi trimiteți niciun link cu niciun articol, nu-mi povestiți, nu ziceți cu grijă, băi, totuși ce urât a zis cu Tărescu, bă, dar totuși ai văzut ce a postat, nu știu cine, nu! Și crede-mă că din acel moment e ca și cum nu s-a întâmplat. Bârfele prind putere vorbind despre ele. Ele altfel se sting. Nu există. Bârfa, prin definiție, este ceva ce trebuie vorbit. Dacă nu mai vorbești și ai închis-o, ai stins-o, nu mai există. Foarte șmecheră. Doamna Doina, mama Adelei, foarte șmecheră în sensul înalt, academic. Pentru că mi se pare că nu existau în vremurile alea discuțiile astea de parenting să cultivi stima de sine și imaginea de sine a copiilor, mai ales a fetelor. Dar mi se pare că tu ești un reprezentant al speciei care ai crescut cu stima asta de sine. Da. Mi se pare că e foarte important atunci când ne pleacă de acasă copiii, dar mai ales fetele, să plece cu stima asta de sine. Pentru că tu la asta ai apelat în momentul în care ai văzut. Mi-am dat seama că acolo e cheia. Eu, când eram mică, eu aveam sentimentul despre mine că sunt navă spațială. Nu e glumă. Și mie mi se părea că eu doar dacă apar într-un loc și realmente, adică sunt un om ca toți ceilalți, efectiv, cu nimic mai special. Eu am simțit și simțeam când eram mică că dacă mă apar într-un loc, cu siguranță o să schimb ceva. Că eu cu siguranță mă voi remarca. Mă duceam la săracii cântăreți de pe vremurile acelea, îi urmăream, eram, cum se zice acum, cum se zice, stalker, nu? Sau cum? Da. Îi urmăream pe la spectacole, aflam pe unde cântă și ziceam, nu vreți să mă auziți cântând? Și îi spuneam, nu, că n-avem timp, credeți-mă, nu știți ce pierdeți. Eu spuneam asta despre mine. Și unii m-au ascultat și chiar a funcționat. Că așa l-am cucerit pe Mihai Constantinescu, săracul. N-a mai scăpat de mine până când m-a ascultat. Adică eu într-adevăr am avut, dar știi din ce mi s-a născut? Din această libertate. Maică-mea niciodată nu mi-a zis, mamă, trebuie să mergi la festivalul nu știu care, mamă, trebuie să fii bună la școală, mamă, trebuie să mănânci, mamă, trebuie să dormi. Eu nu am auzit asta. Mamă, trebuie. Eu nu am auzit, mamă, trebuie. Și lucrul ăsta îi responsabilizează pe copii mai mult decât ne-am imagina. Pentru că ei încep să zică, a, uite, spre exemplu, dacă eu sufăr de ceva foarte tare acum legat de copiii mei, este că ei nu merg pe jos la școală. Și am să-ți explic de ce. Mie mi se pare că un simplu traseu pe jos, care înseamnă așa, deci copiii mei, cum v-am descris mai devreme, momentul, îi îmbrac, le dau să mănânce, îi spăl pe dinți, i-am băgat în mașină, i-am coborât în fața școlii și de acolo intră pe viața lor unde atenție și acolo au reguli. Nu sunt liberi nici la școală. Mersul pe jos la școală înseamnă așa. Aoleu, s-a făcut frig. Mâine trebuie să mă îmbrac mai gros. Copilor mei eu le spun dacă le-e frig. Măi, mamă, pune și tu geaca aia mai groasă că este frig. Nu, dar eu nu vreau. Și atunci ce nasc în ei? Revolta, nu, că eu știu mai bine. Uh-huh. Știi nevoia lor de cum, dar îmi spui tu mie ce să fac. Și atunci stau până în gheață, da? Pentru că nu le spun eu lor ce să facă. Măi, Andrei, eu te-am văzut cum pui mânuța acolo. Du-te și fă pipi că se vede că te trece. Nu, că nu fac. Și desigur că la final e... Pentru că nu nasc în ei o autonomie, de fapt. Înțelegi? Uh-huh. Bun. Și mersul pe jos înseamnă așa. Mi-e frig. Mâine mă îmbrac mai gros. Cât e ceasul? În primul rând, relația cu ceasul, cu timpul. Ei nu mai au anuși relația cu timpul. Ai minte, nu știu că, băi, 10 minute. Întârzi la școală. E, întârzi. Las că știi tu că nu întârzi, bag ce restul mai tare. Și... Adică ei au pus la noi în spate și în responsabilitate tot. Că ei n-au, ce să iei treabă. A, cât e ceasul? Mamă, mai am 10 minute, trebuie să grăbesc pasul. Pam, 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 pam. În timpul ăsta viața se întâmplă, pe lângă ei trece o mașină, trebuie să mă opresc. Am văzut un copac, bă, au înflorit copacii, te mai întâlnești cu un cunoscut, salut, ce faci, băiatule? Câte lucruri se întâmplă în mersul la școală. Am ajuns la timp. Vai, dar cât? Deci când eu mergeam mai încet când mi-era lene și întârziam la școală, suportam consecințele. Mai dădeam vina pe maică-mea cum ce Alexandru, tu tot timpul întârzi când mă duci.
Înțelegi? Nu, eu, pentru că eu n-am mers suficient de repede. Că m-am moșmondit când am plecat de acasă, că poate trebuie să mă spăl mai repede pe dinți. Deci ei în bucata aia sunt responsabili pe viața lor. Acasă ești tu ca părinte, da, că îi controlezi, la școală sunt regulile școlii. Dar bucata asta trebuie să fie a lor. Eu n-am cum, că n-am nici trotuare unde stau, copiii trebuie să-i duc cu mașina, vorbesc serios. Luați în calcul să vă mutați la Oradea? Ne primiți? Vai! Tu știi că ani de zile am visat să mă mut la Alba Iulia? Nu mă întrebați de ce. Nu vorbesc serios! Din Alba Iulia sunteți? Acum locuiți în Alba Iulia? Ați venit aici ca să... Ce frumos! Mulțumim mult! Dar asta zic că eu toată viața am visat la un oraș de provincie și ce să vedeți, ne facem casă la Șușani. Incredibil! Era următoarea mea întrebare. La fix, vezi? Da, de ce vă faceți casa asta la țară, care pe Radu l-a dat peste cap? Nu că nu i-ar plăcea. Că îi place foarte mult la tine, la țară. Totuși dar... iubita nu-i prea frumos, mi-a zis. Mi-a zis, mergem, că-ți place ție, dar totuși nu-i prea frumos. Mi-a zis sincer, omul. Mi-a zis, dar nu contează asta, să-ți spun de ce ne putem la Șușani. Pornind și continuând povestea cu copiii, eu cred că, așa cum ți-am spus... Dar stai mă, Șușani nu-i la țară, Șușani e oraș, nu? Ce? Sunteți din Șușani? Nu, Șușani este foarte la țară, ca să dar zic așa. Dar nu e oraș? Avem asfalt de câțiva ani. Am prins bulgarii toată copilăria. Pe mine mă întreb, dacă mă întreb de Backstreet Boys, până de curând, nu știam, că n-am prins niciun canal. La țară. De TVR1. La țară să-i rămână numele. Așa, la țară, la Șușani. Sau Urbanul Mic. Cum ai zis? Urbanul Mic. Urbanul Mic? Noi, uite, noi suntem în Șușani de sus, dacă să luăm așa. De ce vrem la Șușani? Pornind de la povestea cu copiii, eu cred că viața lor în București este sterilă. Da, cred că este sterilă. Cred că experimentează mult mai puțin decât am experimentat eu, că mă dau exemplu pe mine. Și cred că măcar în anii ăștia în care ei sunt încă foarte mici și în care totul li se pare magic, să meargă cât mai des la țară. Sigur că nu ne vom muta la Șușani, domeniul nostru de activitate nu ne permite asta și probabil că nici nu mi-ar plăcea să mă mut acolo, dar cred că în vacanțele lor visez vacanța de vară să și-o petreacă cu totul la Șușani, pentru că mie mi se pare că în statul la țară, atenție, pe care nu-l consider idilic, eu am trăit acolo și eu știu că erau oameni, oameni care se certau pentru un metru de pământ și deveneau foarte violenți și adică sunt foarte multe probleme la țară și nu-ți imagina că la țară oamenii se mai îmbracă în port popular, nu, majoritatea ascultă manele sau habar n-am, nu știu, adică nu mai e atmosfera idilică pe care am avut-o eu, dar cu toate astea pentru evoluția lor, mie mi se pare în anii ăștia de copilărie esențial să stea cât mai mult la țară. Și nu vorbesc doar de mâncare, bio și așa mai departe, nu, să trăiască acolo. Mie, dacă mă crezi, mi s-a făcut dor, cei care ați copilărit la țară sau care încă locuiți la țară, știți că toamna, când începe să fie așa frigut și vă strânge frigul, se face foc în sobă. Și e mirosul ăla de foc în sobă și cu fumul ăla care iese din case, deci asta este o imagine care mie îmi dă fiori pur și simplu de nostalgie și emoție. Nu știam că e acolo amintirea asta, nici nu știam că m-a impactat atât de tare. Noi, părinții, suntem în momentul ăsta atât de axați să le creăm momente memorabile copiilor. Vrem să aibă întâlniri excepționale. Nu astea îi formează. Nu, viața asta simplă, dar stat în ea. Nu o zi sau două la țară. Nu înseamnă nimic o zi sau două la țară. O zi desfaci bagajele și a doua le încarci și pleci la loc. N-au ce să... Trebuie să trăiască acolo. Cred foarte mult în puterea repetiției în orice. Care poate să însemne puterea, de ce rugăciunea are valoare? Prin repetarea ei și prin faptul că noi o investim cu speranță în momentul în care o spunem. Și atunci, la un moment dat, prinde o putere de sine stătătoare care te ajută în momentele grele. Totul are valoare prin repetiție. Repetăm, 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 repetăm. Copilul la școală învață să-l facă pe unul corect, pe ce scrie, 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 scrie. De-aia eu cred că de foarte multe ori, să spunem, întâlnirile de genul ăsta ne pot crea doar un moment frumos acum. Realmente, eu nu cred că ele ne schimbă pe noi ca oameni, că n-au cum. E prea puțin. E prea puțin după o întâlnire de 3 ore cu niște oameni care poate-ți plac sau cu care, uite, de exemplu, mie Patapievici mi-a plăcut domnul Patapievici, nu, chiar îl respect foarte mult și îl admir din suflet,
mi-a plăcut enorm. Deci mi-au dat lacrimile la un moment dat de cât de profund a spus anumite lucruri și cât de mult am rezonat cu ceea ce a povestit. Dar a fost doar un moment frumos din care eu îl respect și mai mult. Dar din acel moment viața mea oricum a fost la fel. Pentru că eu ar fi trebuit să repet ceea ce a spus domnul Patapievici ca să funcționeze și în viața mea. Atât. Așa, bun. Deci asta cu țara. De asta îmi doresc foarte mult la țară. Deci odată este și nevoia mea de a retrăi niște momente care pe mine m-au compus. Deci e și un pic de egoism. Da. Nu erau, foarte bine, nu erau deloc. Nu știu, nu așa? Dacă mama e sănătoasă și echilibrată și copiii au șanse mai mari să fie armonios. S-au văzut și situații, apropo, și de această afirmație. Sigur că este ideal ca părinții să creeze un climat echilibrat și minunat în familie pentru ca al lor copii să aibă un start bun. Dar s-au văzut atâția copii care au venit din familie în care tatăl era violent, era alcoolic, avea tot felul de vicii sau mama și copiii au ieșit minunați pentru că ai două ieșiri. Fie repești ce ai văzut, fie nu vrei să mai faci asta niciodată. Și atunci lucrezi cât de mult poți da. Și atunci cum poți trage concluzii? Dintr-o familie frumoasă ies copii frumoși. Dintr-o familie, nu știu, abar n-am, cu vicii ies copii... Nu e adevărat. Există întotdeauna două variante. Ori faci ce ai văzut, ori nu faci ce ai văzut, tocmai pentru că vrei să îndepărtezi cât mai mult de ce te-a durut atât de tare. Așa că nici... Adică, da, e adevărat că e ideal climatul să fie fericit în familie. Dar poate copiii au nevoie fix de această lecție. Spre exemplu, eu consider despre mine că sunt o mamă aeriană în ceea ce privește nevoile copiilor pe la școală și grădiniță. Respectiv, ce să vă zic, bine, vorba aia, am făcut lui Radu Tor cu 49 și el am primit 47, adică eu sunt asta. Copilului am tăiat moțul la 3 ani, că am uitat la un an, deci sunt aeriană, să spun. Și lucrurile merg mai departe și la școală. De exemplu, miercuri, Alexandru trebuie să fie la cravată cu sacou. Uh-huh. Eu uit să-i pregătesc, copilul nu știe, apropo. El nu știe că e miercuri și că trebuie să fie. Și ajunge la școală și e singur în training. Și măi, mamă, dar tu chiar uită-te. Și mi-a zis, uită-te și tu pe afișul ăla că e miercuri, trebuia să-mi faci nu știu ce sacou. Flor la învățătoare, eu uit, le dau a doua. Deci ceva rău. La, de exemplu, a fost târgul de toamnă. Toate mamele făcuseră plăcinte, prăjituri cu copiii, eu, deci când mi-am dat seama că trebuia și eu să fac ceva cu copiii, m-am dus, am cumpărat o lădiță de mere și am zis, Alexandru, eu am adus toamna în persoană, merele! I-a așa știai tu mult din poezie. Da, e, na, mere, atâta. Pere, și gutui, cum ar veni, da. Mere, pere, împare. Și am vorbit cu o prietenă despre asta și am zis, bă, nu se poate, zic, mă pregătesc de data asta de 1 martie de să mă vezi, cumpăr cele mai frumoase buchițele de flori, cumpăr mărțișoare, pac, 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 50 de mărțișoare am cumpărat. La 3 copii, vă dați seama? 50! 50 de mărțișoare! Păi ce? S-au dus pe apa sâmbetei, ce? Păi nu s-au dus pe apa sunt 3 copii, câte 15, 17, 20 de copii minim în clasă? Corect. Am zis, oricum le-am zis, mamă, mărțișoare doar la fete. Altfel ajungeam la 100. Bun, așa, și spun, zic, nu se mai poate, mă, zic eu, Alexandru, în curând o să zic că e rușine cu mine, că eu nu mă ocup, că nu fac cum trebuie. Și am zice, păi da, poate el chiar de asta are nevoie de... Și m-am dus mai departe pe acest raționament, care mi s-a părut foarte corect. Băi, dacă cumva copiii mei sunt privilegiați din anumite puncte de vedere, în sensul că sunt copiii noștri și oricum ar fi oamenii îi cunosc în anumite medii, poate că ei sunt privilegiați. Poate că el are nevoie cumva să echilibreze această balanță, simțind această umiliță cu mama la școală. Eu mi-am găsit resurse, deci vă spun, gata, ești liniștită. Bine, asta cu a fi aerian, cred că e o calitate a zodiei noastre, Adela. Tu nu prea ești aerian. E, nu. Chiar nu cred despre tine asta. Ce vorbești? Noroc cu Gabriela, nu? Spune-mi, tu ești fundația. Spune-mi care sunt, dacă... Eu spun o întrebare profesional. Ia. Ce limite stabilești bunicilor în viața copiilor? Că am auzit exprimarea asta recent. Vrei să spun care? Da. Eu m-am întâlnit cu maică-mea și am zis așa. Faci ce vrei tu. Cât timp eu sunt plecată. Dacă găsesc copiii în siguranță, faci ce vrei tu. Am încredere în ea. Eu sunt un om norocos care are foarte mare încredere în discernământul ei și chiar aș vrea să învăț lucruri de la ea. Uh-huh. Adică ea reușește uneori mai bine decât mine aș putea spune.
Tatăl meu e un bunic foarte blând, foarte bun, dar care nu se implică, nu își dă părerea singura dată când și-a dat cu părerea, era la noi acasă, copiii erau efectiv demoni, deci alergau, trânteau, urlau, și el era așa un pic speriat, nu știa exact că de regulă bunicii se întâmplă, da, măi micuțule, măi, vină tu la tata, că le-i rușine să zică, băi, tași, că le-i rușine, că, păi, vină tu, scumpul tata e, și la un moment dat stătea așa și zice, tată, să nu mai faceți, că vă trec tinerețile. Deci asta e un sfat pe care mi l-a dat mie tatăl meu. Stai, asta le-a spus nepoților, adică... Nu, mie. Ție? Nouă, mie și lui Radu. Să nu mai facem copii, că ne trec tinerețile. Wow. Iar mama mea, când am anunțat-o că sunt sărcinată a treia oară, a zis, e, ce să vă fac, mamă? Tare. Ea care a făcut și ea. Trei copii. Da, dar mi-a zis, a continuat și mi-a spus, măcar de lăsai și tu diferența mai mare. Vezi, a știut? E, de-aia zic că doamna Doina e șmecheră. Deci nu am, așa, mama lui Radu, de asemenea, este o bunică foarte blândă, foarte, nu e glumă, foarte blândă, foarte drăguță, le gătește minunat, copiii deja știu, vine bunii și ne dă supă. Eu nu mă bag, Radu e la. Te rog frumos, bineînțeles când veneau bunicii, le aduceau dulciuri, nu? Da, să duci copiilor. Vă rog frumos, cumpărați-le niște mandarine, cumpărați Radu de acolo. Și maică-mea, a răbdat-a și a zis, Radu, nu poți să vin în casa unui copil fără să-i cumperi o prostioară, că el așa înțelege că se bucură. Am și citit undeva, copiii înțeleg când sunt foarte mici, dragostea prin cadourile pe care le faci. Culmea, cred că ei investesc gestul cu atenție. Băi, s-a gândit să-mi cumpere un cadou, îi pasă de mine, nu-mi dau seama de fapt de unde vine. Și atunci am zis lui Radu, zic, hai să ne calmăm puțin, că nu e ca și cum se văd non-stop. Și mi se pare că relația copiilor cu bunicii trebuie să fie independent de noi, să existe așa cum este ea. Pur și simplu. Nu trebuie să ne băgăm acolo. E relația lor, e... Nu? Îmi aduc aminte de o întâmplare, mi-a povestit-o Bobo. Lasă copiii, părinții cu bunicii peste weekend... Niște părinți foarte stricți care pun limite pe ceea ce privește tehnologia și așa mai departe. Și aveau așa. Au plecat părinții la nuntă, nu știu unde au plecat ei, și au zis, bunici, lăsăm copiii, tabletele se sting într-o jumătate de oră, pentru că e control parental, fără dulciuri, fără nimic. Exclus. Vin de la nuntă, s-o odihnesc părinții, vin să-și ia copiii înapoi duminică seara, intră și găsesc așa, copiii, bunicul s-a uitat la televizor, copiii într-un munte de dulciuri. Normal. Înotând printre ambalaje, toți cu ciocolată pe la gură, cu limba albastră, roz, în toate culorile, și fiecare pe tabletă. Și asta n-a înțeles. Ce n-au înțeles ei? De ce nu s-a stins tableta după jumătate de oră? Și a zis... Bunicu. Apoi s-au stricat tabletele alea și m-am dus și le-am luat trei noi. Bravo! Excelent! S-a descurcat bunicu. Dragostea bunicilor. Da, adevărul e că ajungi ca părinte să faci niște lucruri pe care nu le-ai bănuit niciodată despre tine, dar doar pentru că vrei să supraviețuiești. Deci, pur și simplu, îmi amintesc de cumnata mea, atunci nu am înțeles și am spus că eu nu o să fac asta niciodată. Deci, a venit fratele meu acasă și pe ea a găsit-o în fund. Așa era cu fața. Și copilul, cu o linguriță, dădea cu gem pe pereți, făcea. Ea! 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 Ăsta zice, Doamne, Nadina, cum poți să faci așa? Ea nu mai putea să vorbească. Deci după o zi de stat cu propriul copil, a zis, vrei să dai cu gem pe pereți? Dă, mamă! Deci nu. Și eu la fel, adică nu. Ne-am întâlnit iarăși în Vama Veche, vara trecută, noi cu trei copii după noi. Ne-am întâlnit cu un prieten de-al nostru, persoană publică, cu un singur băiețel. Ai mei erau pe plajă așa, că eu nu mai stau să-i dichisesc, că nu mai am cum, adică n-aș mai ieși din casă. În slip frumos, pang, pe plajă frumos. Intrase om în casă, era pe aici murdar, unul intrase în apă, după aceea s-a pus în nisip. Ăsta, Adrian, era și fără slip, bine, era și mult mai mic, desigur. Și erau așa, ca niște șnițele, deci ceva. Și vine săracul om cu care trebuia să ne întâlnim cu băiețelul. Perfect, frezat, cu de-alea bluză de-aia de soare. Protecție, cum se numește, brunză de protecție termică, da? Până aici, pac, 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 era alb pe față, pam, 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 băscuță, pam, pam. Și vine, ne vede pe noi ăștia, că... Și zice... Măi,
aveți așa un stil, nu știu, mi-ar plăcea să petrecem mai mult timp împreună. Voi sunteți așa mai... Și mi-am venit să zic, mai îngălați, mai nespălați, ce vrei să spui despre noi? Și ce nu așa mai flower power el, ca să zică drăguț, dar el a fost siderat. Din momentul ăla nu ne-am mai văzut niciodată cu el. Deci nu. Și ce, dar cum îi lăsați totuși? Și mintea mea era, cum îi las? Păi n-am altă soluție, îi las, facă ce vor, ce poți să-i mai și aliniez? Pe copii la masă, n-ai cum când sunt atât de mici. Și, da, mai... Dar ce observi la mamele de astăzi, fără a le judeca, doar analizându-le așa, ce ți se pare exagerat? Mi se pare exagerat că copilul este în centrul universului, okay, și noi mamele gravităm în jurul copilor. Este ceva complet anapoda. Este complet anapoda. Deci eu nu mă exclud din această imagine. Sigur că în timp, după ce am făcut pe al doilea și pe al treilea, nu a mai fost timp să gravitez în jurul lor și a trebuit cumva să fac un pic de militarie, măcar pe lucrurile importante, cum ar fi ora de somn, care pentru mine e foarte importantă, dar iarăși nu m-am gândit, vai, că se odihnește copilul. M-am gândit că după ora aceea, dacă e cât mai devreme, pot să trăiesc și eu. Adică dacă copiii la 8-8 jumate dorm, pur și simplu, cuplu are timp să supraviețuiască, să mai stea la o bârfă, să spună soțul că se simte singur, adică dacă se întâmplă asta la 11, probabil soțul dormea și soția, deci nu mai avea loc această discuție, da? Deci, uneori facem anumite lucruri ca să ne fie și nouă viața mai ușoară. Chiar cred că de foarte multe ori limitele astea pe care le punem și regulile, undeva în spate, sunt tot ca să ne facă viața mai ușoară. Spre exemplu, e foarte frumos și politicos copilul când se așează la masă să stea pe scaun. Dar cum poți să-ți imaginezi că un copil de 3 ani va sta la masă? Nu este natural. El trebuie să exploreze. Este problema noastră că ne imaginăm că ar trebui să facă asta. Înțelegi? Și asta cred că noi, mamele și tații, ce să mai, gravităm în jurul copiilor. Asta este frumos la sat. La sat, copilul se năștea și până destul de târziu cu respectul pe care trebuie să-l aibă pentru persoanele mai în vârstă. Te nășteai cu asta în minte? Bă, e mai mare ca tine. Zisă rumâna că e mai mare. Mulți ar spune, e, spui să rumâna. Nu. Se creează un soi de ierarhie absolut sănătoasă. Profesorul trebuie respectat. Tu nu ai cum să înțelegi și să sădești în tine ce-ți spune profesorul decât dacă îl investești cu încredere. Dacă tu îl iei la bam, 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 poți să spun orice că nu-l crezi. Știi? Adică la sat... copiii se dădeau după părinți. Eu nu mi-amintesc niciodată de mama mea să se fi pus în genunchi cu mine. Mamă, acum este timpul nostru, hai să ne jucăm. Nu. Dar eu eram cu ea tot timpul la vie, când spăla, când gătea, când punea varză, când uda varza, când mergea la grădiniță, că mama mea a fost educatoare. Adică eu eram mereu în prezența ei și cred că luam ce aveam nevoie. E ca un coșuleț așa, un coșuleț, da? Ești scufița roșie, să spunem, că tot avem copii, mergem pe o câmpie, într-un loc, pur și simplu. Și mergi și la un moment dat vezi o floricică albastră, pac, o pui în coșuleț. Mai vezi o râmă, pac, o pui în coșuleț. Așa e și cu viața noastră, nu trebuie nimeni să ne dea nimic. Noi singuri, din anumite momente, care sunt neplăcute, care sunt plăcute, care sunt foarte fericite, care sunt comune, noi luăm câte ceva și punem în coșulețul ăsta al nostru. Sigur că dacă e o câmpie cu flori, sunt șanse mai mari să pui multe flori, mai multe flori decât buruieni. Dacă mediul e... Nu glumesc. Dacă mediul este neprietenos, vei găsi... Pui și tu ce ai văzut. Foarte frumos ai zis din nou. Și mi se pare că ai atins niște profunzimi. Nebănuite! Cu vorbirea simplă, cum un copil crescut la țară poate ajunge la simplitatea asta în toată complexitatea din jur. Dar știi ce mă îngrijorează acum? Că o să postăm la un moment dat pe YouTube... podcastul ăsta de aici, de la Teatrul Regina Maria din Oradea, și am vorbit despre atâtea și cu siguranță o să fie 10 comentarii ca să spună: Adela, spune-ne de unde e rochia. Vrei să spun? Da? Da? Ai văzut? Fusta este... Băi, cunosc femeia. Cunosc dacă, femeia. Dacă sunt mai mult de 10 fete care vor, eu vă spun de unde a ținut. Deci, sacul este Nisa. Așa, fustița este Cactus de Brand, este un brand românesc, și pantofii de la Zara. Simplu.
Și vrei să știi cum am ajuns la colierul ăsta? Vrei să vă spun cum am ajuns la el? Deci Andrei, care are un simț estetic deosebit, care am și postat spunând că mi-a spus: mâine te rog frumos la sărbare să vii cu rochiță cu sclipici. Așa mi-a spus foarte clar. M-am îmbrăcat decent, să spun. Mi-a zis înainte să plec: te rog frumos, mama, nu știu cum a găsit el, să porți asta mâine, asta, adică azi, ăsta. Aveam două variante, să-i spun: măi, Andrei, mă lași? Sau da, sigur că da. Și am ales da, sigur că da. Și l-am luat totuși la mine, l-am vrut, în fine, nu conta. Eu, pentru această ținută, îmi pregătisem o pereche de cercei. Foarte frumoși. Am ajuns aici și mi s-a spus: nu poți cercei, că ai chestia asta în ureche. Mamă, zic, ce mă fac? Ah, corect. Și am găsit colierul de la Andrei. Și mi-am pus colierul de la Andrei. Asta, ca să înțelegem că, de fapt, noi nu controlăm nimic. Niciodată nu controlăm nimic. Nimic din ce am vorbit astăzi nu mi-am propus. Adică ne facem noi acasă tot felul de gânduri și scenarii. Și când mergi să negociezi, te duci, te treci cu directoarea care le dă copiilor cașcaval cu pâine, nu se poate așa ceva, ce alimentație asta. Și ajungi la întâlnire și vine doamna aștept și ce faci, să ai foarte drăguță. De unde e rochia? Da, tu te simți măgulită că vai, îți place cum te-ai îmbrăcat și s-a schimbat tot. De-aia asta cu planurile, cu știm noi, noi știm că noi ne programăm, nu. Acum poți să te întrebi și ce mă interesează pe mine? Te rog, până acum ce ai făcut? Păi nu, că te-am întrebat cu rochia, cu colierul. Asta. Care e limbajul iubirii pentru tine? Nu, m-a blocat. Stai să mă și gândesc acum, serios. Limbajul iubirii? Deci poate să fie așa. Timpul, adică timpul petrecut împreună, poate să fie declarațiile, cuvintele, spui, da. Serviciile, cadourile și mai era ceva. Care? Îmbrățișările, da. Atingerile. Categoric, da. Eu atingerile? Sunt o persoană foarte tactilă, da. Uh-huh. Da. Și cu copiii mei, când mă simt depășită de situație sau pe ei simt în impas, o îmbrățișare în cazul nostru face minuni. Și am testat-o și cred că e valabil la oricine. E ceva acolo atât de intim și atât de... Nimic din ce spui real nu poate să influențeze atât de tare. Doar ceea ce simți, eventual, când cineva îți spune ceva. Uh-huh. Ori în momentul ăla ei simt nevoia doar de... Adică la noi funcționează foarte bine îmbrățișarea. Deci la mine clar asta este. Și mă mai ajută foarte mult. Mi-am dat seama că e un moment pe care ar trebui să-l repet mai des, pentru că mă ajută enorm, să ascult muzică. Pe mine muzica îmi dă o emoție atât de puternică cum n-am întâlnit. Dacă îmi fac așa, îmi găsesc niște melodii speciale care mă emoționează, muzica face minuni în cazul meu. Mă ajută enorm, enorm, enorm. Poți să ne spui un cântec? Nu. Nu, pentru că sunt foarte multe... Nu-ți vine nimic acum? Nu-mi vine nimic specific, da. Trebuie să-l zici pe ăla, cu E ziua ta, de exemplu, mămico. Toată așteptarea asta, am ascultat un album foarte, foarte vechi, Moby, pe care l-ascultam de mult. Uh-huh. Nu știu de ce și cum am simțit să ascult muzica lui și mi-a dat o stare foarte bună. Tu și domnul Patapie vezi că și el e fan Moby. Nu-mi spune asta! Pe cum? A făcut toată filozofia cântecului Lift Me Up, a zis că Lift Me Up, dar de la Moby. Dar a spus-o în podcast, dar nu la Ateneu. La ce mă gândeam? În podcast? Da. Nu l-am urmărit. Am crezut că la conferință. Nu. Că nu am auzit asta. Vorbesc serios? Da. Vezi? Băi, hai mă, ce naiba! Popescu și Patapievici. Perfect. Altceva. Un moment, ultima scapadă romantică. Pe care am avut-o noi? Da. Oftează săracatele. Nu, a fost, vreau să zic romantică, dar n-a fost romantică pentru că de ziua lui Radu am plecat la mare cu copiii, n-a fost romantic nimic acolo. Ziua lui Radu fiind în februarie. Când am plinit 47, nu 49 de ani, cum i-am făcut eu tortul, atunci, acela e momentul. A fost de ziua mea când, culmea, m-a dus în București, la un hotel în București și mi-a luat și un lănțic. Și ne-am plimbat pe Calea Victoriei și am fost și la teatru și am și mâncat în vreo două locuri, ne-am oprit așa pur și simplu, random. Și seara ne-am uitat la nu știu ce serial în cameră. Deci acela a fost un moment. Culmea este că noi când suntem singuri, noi nu ne certăm niciodată. Deci copiii ăștia, eu vă zic, doar de la copii ne certăm.
Serios. Vorbesc serios. Adică și mai stați principalele mult... noastre dispute și alea adevărate așa sunt în general pornite de la copii. În sensul că ei creează climatul de conflict, în sensul că sunt agitați, îți trebuie foarte multă stăpânire de sine ca să poți să gestionezi armata aia pe care o ai în casă. Și apoi mai sunt și viziunile diferite. Că noi din punctul de vedere stăm, deși el în ultimul timp a cam clacat. A cam clacat și m-a cam lăsat pe mine să iau anumite decizii. Dar de la copii, de cele mai multe. De certat nu stați mult certați. Nu stăm. Și am mai descoperit și că, în afară de discuțiile care chiar sunt importante și care chiar pot să modifice ceva în oameni, uneori mai bine să nu le ai. Adică asta, putere de adaptabilitate, mi-am dat seama că mai bine când e o prostie, când tu de fapt îți vine să-i zbâgnești pentru că tu ești nervos, ești obosit, ești, în fine, ai tot felul de gânduri, ce spui pe gură nu contează. Și atunci mai bine să nu se poarte acea discuție. Și atunci mă fofilez, mă duc, în fine. Noi ne-am stabilit și un loc în casă, noi stăm într-un duplex. Și ne-am stabilit singurul loc în care nu ne aud vecinii când ne certăm. Și acela este o baie de jos de la parter, care este singura cameră care nu are perete comun cu vecinii. Foarte bine ne certăm acolo. Deci facem așa. Pac! Și ne-am dus. Și se mai poate și în mașină. Vă zic, în mașină, dacă vă certați, nimeni nu vă aude. În mers. Nu, chiar și în parcare. Poți să stai în parcare să te ceri liniștit. În parcare poți să faci altceva în mașină. Nu, că mi-e frică acum. E peste 3 copii, numai. Deși... Sau la ce te referi? La limbajul iubirii. La ce? La limbajul tău al iubirii. Să stați în... Ți-am spus, mângâieri. Nu, Radu nu se mulțumește. Dar... Bine, vă mulțumim mult de tot. Mi s-a părut extraordinară discuția asta. Hai, mă, Mihai. Da, mi s-a părut... Nu? Da. N-a fost cu picioarele pe pământ? Mai! Cum? Din viața... Mai mult noastră. Simplă. Să știți că vă vedem și acolo sus, la balcon. Dacă, și chiar vă auzim. Vă pupăm și vă mulțumim mult de tot că sunteți aici. Eu nu știu dacă Adela mai are timp, că are avion, trebuie să practic plece la copii. Da, la copii. Eu vreau să vă mulțumesc. Nu știți, mi-am și dat lacrimile, pentru că e pentru mine un moment foarte important. Am fost în Oradea acum 20 de ani cu caravana, lacrimi de iubire, numai iubire, în fine. Nici nu îmi aminteam că am fost în acest oraș, pentru că în viața mea atunci nu era loc de a stabili eu ce și cum. Și eram ca o păpușă, pur și simplu, pe cum care sunt cineva copiii tăi o... acum, de nu știu, că e azi, mâine, da. Cam așa erai tu. Și este tu. Pentru prima oară când, iată, mă întorc, dar deci au trecut 20 de ani și sunt aici. Și vă privesc în ochi și am puterea să fac asta și pentru mine este foarte important. Vă mulțumesc mult! Pardon! Mulțumesc mult! La mulți ani, femeie, și mulțumesc mult. Foarte mult! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, mulțumesc! Și să aveți ore frumoase în continuare! Că urmează niște super invitați! Vă îmbrățișez! La revedere! Pa, pa!